Bun găsit, dragi telespectatori! Începem cu niște zgomote de microfon, am lovit din greșeală, îmi cer scuze. Sunt Aura Stoienescu și astăzi discut despre învățământ, pentru că colegul meu, Cornel Șomâcu, care e pe problemă, e plecat la Craiova cu treburi de ale învățământului, domnule director. Invitatul meu, domnul director Petre Ciungu, de la Colegiul Economic Virgil Magiaru. Tema noastră, noutăți din învățământ. Abia v-am răpit de la simularea pentru BAC, să veniți în direct la noi. Da, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, astăzi este prima zi a probei de limba și literatura română în ceea ce privește simularea examenului de bacalaureat de anul acesta, atât la clasa 11, cât și la clasa 12. De ce și la clasa 11? Sigur, probabil că ideea este să se obișnuiască cu un examen de bacalaureat în speță, pentru că ei intră în clasa 9 și până la terminarea liceului nu au niciun fel de confruntare, în afară de cei care sunt olimpici și care mai văd această foaie coală de examen. Noi cândva dădeam o treaptă și era examen pe bune. A fost treapta a doua, clasa odată, 10, sigur. Nu știu dacă acum ar mai fi o soluție, dar simularea, mă rog, completează ceea ce a fost odată sau ceea ce va trebui să fie. Încearcă să-i obișnuiască pe elevi să vadă și nivelul la care sunt la ora actuală și cei de-a 11 și cei de-a 12 și poate că în urma acestei testări își vor face un bilanț a ceea ce au învățat până acum și mai ales ceea ce trebuie să facă de acum încolo. Vreau să spun telespectatorilor, văd și pe ecran, avem un număr de SMS 0766314582. Am o rugăminte, dragi telespectatori, să nu sunați. De sunat, sunați la emisiunea de dedicații începând de la ora 19, da? Pentru emisiunea Viața Gujului, numai SMS. Asta e rugămintea mea. Deci am pățit-o săptămâna trecută, ați sunat, nu pot să răspund. Deci nu e conectat telefonul la rețea, da? Deci numai SMS. Îl am aici, citesc mesajele, domnul director răspunde. Sunt convinsă că vreți să știți lucruri proaspete și noi de la simulare, da, și sigur, alte bine, subiecte. Bine, fără telefoane, că eu tot nu știu să cânt, așa că... nu puteam să-i dați dedicație de spectatorului, da? Bun, atunci, să discutăm despre învățământ și despre simulare și despre problemele din licee în general. Da. Deci, am spus, vin chiar de la centru de evaluare, pentru că la Colegiul Economic Virgil Magiaru sunt două centre în această sesiune de simulare, centru de examen propriu-zis care a fost în prima jumătate a zilei și un centru de evaluare pentru o serie de licee care își aduc lucrările și sunt evaluate în acest centru, exact ca la bacalaureat. Deci care? Centrele sunt multe licee, nu vi le pot spune. Da, sunt foarte am multe. Înțeles. Oricum păi câte, sunt 2000, câte centre, în total? Sunt 3 centre de evaluare și sunt 2560 ceva de lucrări venite astăzi la limba și literatura română. Deci este extrem de mult de lucru. Sunt convocați peste 70 de profesori de limba și literatura română care să evalueze aceste lucrări și la clasa 11 și la clasa 12 și un număr similar probabil sunt la probele următoare, matematică și geografie, istorie, mă rog, care se dau miercuri și respectiv vineri. Au fost niște cazuri de boicotare a probelor de către profesori în alte zone la dumneavoastră? Da, norocul meu că am auzit când desfășuram activitatea și nu m-am descurajat că eram aproape cu... spre finalul distribuirii lucrărilor către profesorii care evaluează și nu știam, deci n-am avut timp să aflu... N-au lipsit de la dumneavoastră și profesori? N-au venit toți, dar probabil că în funcție de orele pe care le au astăzi după amiază și ziua de mâine în care este zi metodică pentru profesorii de limba și literatura română, probabil că vor veni toți. Dar nu n-am auzit de boicot, doar în trecere înainte de a ajunge la dumneavoastră. Dar norocul... nu sunt plătiți profesorii pentru evaluarea asta? Nu, este o activitate, mă rog, în plus, până la urmă evaluăm... Voluntariat, cum ar voluntariat, dar vedem ce am făcut noi cu elevii noștri, lucrările fiind evaluate de alți colegi din alte școli, deci este destul de obiectiv, sper, obiectiv această activitate. Cum să vă spun, este până la urmă singurul lucru care... poate că era în favoarea noastră, în afară de faptul că nu avem bani sau nu sunt plătiți profesorii, era că aceste note nu cred că strica, dacă, sau nu era rău, să mă exprim așa mai corect, dacă puteam să le trecem în catalog. Ori este o muncă destul de laborioasă, pentru că v-am spus, sunt extrem de multe lucrări și pentru profesorii care evaluează, dar și comisia propriu-zisă are de lucru, deci de 3-4 ore până... așez toate lucrările, le numerotez pe plic cu cea mai departe. Poate că nu era rău dacă notele erau trecute în catalog, sunt convins că
o serie dintre tinerii telespectatori de clasa 11-12 n-ar fi de acord cu mine acum, dar nu asta mă interesează foarte mult. Putem să-i întrebăm, sunteți de acord, tineri telespectatori, cu trecerea în catalog a notelor de la simulare? Păi așteptăm ei sigur nu mai sunt de acord, că știu că nu se trec. Da, așa că... Păi poate ar vrea unii. Poate care ar vrea, dacă vor și ne roagă frumos, le trecem. Da. Da, cum vedeți rolul acestei simulări, mai ales că se dă și la clasa 11? Deci e chiar un lucru bun sau e o pierdere de este timp? Este un lucru bun. Acum, mai ales din, că nu se ia da, bani. Din punctul de vedere al profesorului serios, care vrea să vadă, deși cam știe el ce elevi are și cum sunt de pregătit. Da, dar el poate e mai subiectiv, așa. Poate e subiectiv sau poate e preobiectiv, nu? Altul mai subiectiv îi mai ajută, nu? Corect. E... Sau altul așa. Corect îi mai ajută. Sau altul corect îi mai ajută. Deci, ea este, în fiecare an, în ultimii ani, a fost această simulare la clasa 12, de anul acesta este clasa 11, cum vă spuneam, și eu sunt curios să văd notele care sunt în catalog până la ora actuală, la elevii de clasa 11 în special, dacă reflectă cât de cât, sau se reflectă cât de cât în ceea ce au de la da, simulare. Sigur că da. Că dacă nu, atunci trebuie să ne punem semne de întrebare cu toții, și noi profesorii, și elevii, și părinții. Și trebuie să găsim pe urmă o cale încât să se găsească echilibru între ceea ce se obține la evaluare, ceea ce avem noi în catalog și ceea ce dorim mai ales să facem spre sfârșitul anului școlar. Pentru clasa 12, mă iertați, pentru clasa 12 este foarte clar că înainte cu 3-4 luni de examen de bacalaureat trebuie să se pună problema în principal din partea elevului, care dacă nu reușește să obțină o notă care să confirme că ar putea să ia examen de bacalaureat, deci, repet, ar trebui să își pună probleme atât elevul, dar în primul rând elevul, sigur, profesorul, dar dacă profesorul știe că și-a făcut treaba cum trebuie, mai departe, n-are decât să roage pe frumos pe Maria sa elevul să învețe în aceste 3-4 luni cât o mai putea, iar dacă nici așa nu se poate, nu ne putem aștepta la un rezultat foarte bun la examenul de bacalaureat. Dar n-aș vrea să vorbesc înainte de a vedea rezultatele. Dacă mă invitați după, când se va face o statistică, da, când vom discuta și cu părinții, atunci vedem exact situația elevilor noștri. Iată că un tânăr telespectator spune să se treacă notele în care... Păi mulțumesc, e de aceeași părere sunt și eu, așa sigur că da. Dar... Dacă tot pierdeți timpul, păi sigur, să faceți o evaluare... Pierdem timpul, dar să fie munca lui, este muncă și atunci poate că ar fi privit-o și mai serios puțin, unii posibil. Dintre ei. Că dacă știau posibil. Că se notează și se trece în catalog, unii care sunt mai departe puțin de școală, acum s-ar fi apropiat poate și nu era rău. Ar fi crescut un pic notele de la evaluare. Poate, sigur asta, așa să nu fie răi. Dar poate că de mai creșteam, nu știu, era bine, nu? Vreau să vă întreb, camerele de supraveghere mai funcționează? Absolut, absolut. Pe real sunt înregistrate, e înregistrată toată activitatea celor 3 ore de lucru, în condițiile în care poate cei care au supravegheat, care de data aceasta sunt chiar colegii noștri, profesorii, direcția elevilor, sper că au înțeles că trebuie să ne lase pe noi, care avem materii de bacalaureat, să cunoaștem exact situația lor. Eu i-am rugat frumos să fie un examen serios, adică să nu se copieze, că de fapt asta e problema. Nu se poate. Sigur că da. Ca să vedem dacă și într-un examen de bacalaureat real, unde când se prinde copiii sau, mă rog, fraudând, să zicem, examenul de bacalaureat, este eliminat din examen. Noi acum ce să le elimini, ce să-i faci? Dar cred că colegii mei și nu numai ei mei, de la toate școlile au încercat să facă o testare obiectivă a situației de fapt. Eu aș vrea să fac un sondaj așa printre telespectatorii, printre cei care au participat astăzi la simulare și să vedem dacă știu ei, chiar dacă o fac sub protecția anonimatului, pentru că n-am să dau numărul de telefon pe post și nici nume, dacă ei știu că s-a copiat pe undeva, prin județul nostru sau prin județele pe unde ne mai vedem noi în SAT TV. Da. Să vedem, poate au un mesaj poate pentru noi. Poate unii care n-au copiat să ne anunțe, că cei care au copiat tac din gură acum. Nu? Să ne dați și nume, că nu le citim pe post. Da. Verificăm pe urmă. Da. Da. Să sperăm că simularea o să fie fără evenimente, n-ați avut evenimente. Da, n-au fost evenimente, nici n-ar trebui să fie acum. Deci... Da când? N-ar trebui să fie deloc, dar de așteptat e că s-ar mai putea întâmpla și s-au întâmplat de fiecare dată
dacă nu în gor sau dacă nu la școala de unde vin eu, tot s-a mai întâmplat la câte o școală în timpul examenului, adevărat, real. Da? Asta a, la este. Simulare, nu? Să copieze? Deci, repet, asta depinde de ce au făcut colegii mei sau cum s-a înțeles cu elevii, aia e treaba lor, vom vedea. Vom vedea pe camera de supraveghere, sigur că, nu? Da, dacă vedem că la o clasă chiar așa sunt note foarte rele, că bune sper să fie, atunci ceva s-a întâmplat, n-au avut la dispoziție subiectul corect, da, rezolvarea, da. Știți. Acum, drept să vă spun, mai sunt vorbe care spun că mai sunt licee în care sunt foarte cum se cade profesorii și sunt altele în care sunt mai duri. Și că ăsta ar fi motivul pentru care în unele licee se ia foarte mari note la bacalaureat și în altele se pică la greu. Păi, la bacalaureat, nu știu real? Dacă este reală treaba, pentru că la bacalaureat sunt comisii străine, nu sunt profesorii din școală. Sunt alți profesori și la supravegheat și la evaluat. Deci dar nu... dumneavoastră, ca director, sunteți în școala respectivă, a dumneavoastră, pe care o conduceți, nu? Nu, nu, nu. Deci cu tot o altă comisie este atunci. Deci de la supraveghere, până, deci de la organizarea bacalaureatului, supraveghere, evaluare sunt alții, da? Profesori, alți directori, coordonează alți președinți de comisie. Vin și din țară? Vin din țară, profesori universitari, directori de licee, da. Deci nu avem nicio legătură directă în perioada bacalaureatului cu elevii noștri și cu lucrurile lor. Domnul director, cel puțin până acum a constat că nu s-a copiat, că nu am primit niciun mesaj. Eu v-am spus că ori au copiat foarte mult și nu le spun, ori într-adevăr a fost un examen serios așa, da. Bine, am mai luăm și în glumă, dar până la urmă e un examen al vieții bacalaureatul și trebuie să fie serios. Este, pentru că la noi în România asta este aproape singurul mod de selectare a viitorilor candidați pentru învățământul superior și de ce nu și pentru piața muncii. Că știm foarte bine că sunt o serie de sectoare în care nu angajează tineri decât dacă au examenul de bacalaureat și atunci este foarte important și pentru unii și pentru alții. Asta ar trebui să înțeleagă mai bine și cei de-a 11 care astăzi au scris pentru prima dată pe o foaie de examen, să înțeleagă că examenul de bacalaureat este pentru ei și nu neapărat pentru noi, toți ceilalți. Primim un mesaj de la aceeași persoană care a dat primul mesaj, zice: domnul, v-aș ruga să le treceți pentru că unii elevi au învățat. Cred că e de la aceeași persoană. Cred. Nu sunt foarte sigur, așa că... Eu aș vrea să spun că aici sunt diverse modalități să-l recompensez dacă el dorește munca lui, nu neapărat nota care a obținut-o astăzi sau care o va obține pentru lucrarea de astăzi, dar o evaluare asemănătoare se poate face în orice clasă, oricând, mai ales la 12, în orice sală de clasă, în orice, până la sfârșitul examenului de bacalaureat, aproximativ asemănătoare și atunci el poate să le evaluezi, chiar dacă zicem că noi nu putem sau nu le trecem notele acum în catalog. Da, da, da. Și pentru că ați adus vorba despre piața muncii, aș vrea să vă întreb în legătură cu reintroducerea învățământului profesional la clasa a noua. Știu că dumneavoastră aveți... Deci anul ăsta nu avem în planul de școlarizare, pentru că sunt multe probleme atunci când se construiește un plan de școlarizare la o unitate de învățământ. În primul rând, trebuie să ai în față rezultatele anului precedent. Adică să vezi cam ce medie s-a intrat la anumite specializări. În al doilea rând, trebuie să testezi piața elevilor absolvenților de clasa 8-a, să vezi dacă sunt suficienți să se facă, să se realizeze planul de școlarizare. Și în al treilea rând, trebuie să te gândești la resursa umană, să nu zic neapărat la profesor, la resursa umană de care dispui în unitatea de învățământ. Deci ca să iei în calcul toate acestea, încât în septembrie să ai toate clasele completate așa cum le-ai solicitat, ai avantaje că toată lumea lucrează, are de lucru profesorii, elevii au venit la școală pe care și-au dorit-o ei să vină și dacă sunt peste număr sau exact câte locuri avem, înseamnă că au vrut să vină la școala respectivă. Și atunci, în anul acesta a fost o problemă și cred că va fi și în anii următori, numărul de absolvenți de clasa 8-a și în județul Gorj este în descreștere, destul de mic, ca să poată să acopere toate solicitările liceelor. Și în condițiile în care solicitam o clasă de școală profesională, trebuia să renunțăm la una de liceu și, o spun deschis, nu am de ce să ascund, era o problemă atunci cu profesorii de cultură generală, care nu puteam să-i încadrez pe toți titularii din școala noastră. Vă rog să mă scuzați, mai rog o dată telespectatorii să nu sune, ci să dea SMS. Și acum,
vreau să vă întreb, eu așa aveam informația că se pun bazele învățământului. Da, deci acum să revenim, să revenim la întrebarea deci dumneavoastră. Nu, se pun bazele, este un lucru, da, este un lucru foarte bun. Că eu am făcut propunerea aceasta mai, cu mai mulți ani în urmă, când se încerca refacerea învățământului profesional și am spus că după clasa 10 e aproape imposibil să se formeze clase de profesională, pentru că toți elevii, sau majoritatea, ei și părinților, văzându-i introduși pentru... într-un liceu, nu-i mai poți să-i scoți pe un alt traseu. Și atunci, de la clasa 8-a, era calea, soluția cea mai bună. Și, într-adevăr, în sfârșit, anul acesta s-a realizat această deschidere pentru școala profesională. Începând de la toamnă, cu clasa 9, sigur că cu da. Clasa cu clasa 9, de la 11. Nu, deci ei vor fi repartizați direct pe școala profesională. Deci nu mai e că au avut medie, n-au avut medie, au intrat la liceu și nu mai vor să plece din liceu, că na, fiecare dorește să-și termine un liceu, că așa e la noi moda și de mult. Și atunci, cu clasa 8 este foarte bună. Și când termină liceul, dacă nu se pricepe sau nu e și când termină liceul, nu mai discutăm. Acum sperăm să ia bacalaureatul. Știți că asta e, până la urmă, pentru mulți speranța aceasta. Pentru că la liceu, spre deosebire de școala profesională, știm cu toții, știți și dumneavoastră și toată lumea, părinții, copiii, știu antreprenorii, că nu se face o pregătire profesională de specialitate în meserie concretă, pentru că numărul de ore de practică este mult mai mic decât numărul de ore de practică la școala profesională. Și atunci v-aș întreba, domnule director, de ce fug copiii de profesională unde învață meseria care o vor practica? Acum, nu știu dacă fug, să vedem cum s-or realiza planul de școlarizare acolo unde au fost distribuite clase de învățământ profesional. Eu cred că nu vor fugi, pentru că nu toți, și asta este diversitatea naturală a omului, nu toți sunt foarte buni la teorie, nu toți vor putea deveni profesori, ingineri, medici, etc., ci trebuie să gândească și părinții și elevii, dar și cei care îi sprijină în orientarea profesională, să le arate că această cale este foarte bună. Acum, dacă aș fi tot sincer cu toată lumea, aș putea să spun că dezvoltarea economică poate că deocamdată împiedică atracția către școala profesională, pentru că dacă cu ani buni în urmă absolvenții de școală profesională găseau imediat un loc de muncă într-o întreprindere pe lângă care era școala, acum știm cu toții că e foarte greu să găsească un loc de muncă și cu diplomă de absolvent de facultate, dacă ai vrea să te angajezi mai jos pe un nivel, nu găsești locul de muncă. Poate că asta ar fi în primul rând. Dar, după câte știu, acum se pune în discuție ca acele clase de profesională să fie, să aibă un contract și liceele respective să aibă contract sigur, cu diverse firme. Sigur, așa ar trebui să fie. Știu și cunosc foarte bine învățământul german, în care asociația patronatelor pregătesc și ei susțin în școli dezvoltarea învățământului profesional în funcție de necesităților și ajută foarte bine. Și nu numai asta, ar trebui să selecteze din clasele respective. Și să selecteze oameni care vor neapărat după terminare să fie angajați de patronii respectivi. Și care au înclinații. Și care au înclinații și cei mai buni întotdeauna își găsesc loc, asta corect. E clar. Corect. Vă întrerup puțin în dezbaterea acestui subiect pentru că avem un mesaj legat de subiectul anterior. Zice așa, bună seara, nu sunt de acord cu trecerea notelor de la simulare în catalog, deoarece copiii au scris ce au știut să rezolve subiectele, așa, unii nu au scris mai mult de o pagină și ce să copiez când camerele sunt fixate pe ei. Ce foarte să bine, mă bucur că se gândesc. Are dreptate, da. Tânărul telespectator da. Sau tânăra, ar sigur nici... este un elev care a fost în sala de examen. Da. Ar trebui nici să, până la urmă, nici n-ar trebui să fie camere de luat vedere, dacă am fi așa cinstiți cu noi și elevii și toți, dar dacă s-a constatat că e nevoie de ele, să stea acolo. Foarte bine că i-a fost oarecum teamă sau n-a avut curajul să copieze. Foarte rău că a scris numai o pagină. Timpul de lucru a fost 3 ore. Așa vorbea că de alții, nu? De alții. Cei care au scris numai o pagină. Foarte rău. Și au scris mulți numai o pagină. Are dreptate. Din păcate. Din păcate, da. Și alea înseamnă note mici. Păi așa vă că dați seama, la limba română... mai bine că nu se trec. Da, așa pentru cei exact care... Exact ce spune telespectatorul. Sigur, sigur, da. Revenind la învățământul profesional, chiar dacă la dumneavoastră deocamdată nu începe de anul ăsta,
Dar aș vrea să vă spun, să mă scuzați puțin, că chiar dacă nu avem clase de învățământ așa, profesional, asta vreau să spun. Dați-mi avem voie. Da, vă dau. Aveți clase care fac practică la dumneavoastră, da, niște laboratoare foarte frumoase. Da. Chiar avem niște imagini filmate acolo, sunt, mi-amintesc. Sigur, multe adică copiii chiar fac practică pe bune, chiar dacă orele sunt mai puține. Deci ne-am gândit bine la ce ne-am gândit și eu și dumneavoastră legat de liceu economic, de colegiu economic. Sunt câteva specializări care permit practica în unități de alimentație publică și turism în municipiul Târgu Jiu, dar și în județ în general. Dar se face practică și în incinta. Cu începutul de activitate, mai ales în alimentație publică, în laboratoarele noastre proprii. Foarte bine dotate și copii foarte bine pregătiți și foarte căutați de agenții economici în domeniu. Deci chiar dacă aici numărul de ore de practică, să zicem, nu e chiar corespunzător, dar ei au două situații, că amândouă le au, că se realizează, să facă începutul activității practice în laboratoarele noastre și după aceea să fie pe rând sau cei mai bine cotați în pregătirea profesională să facă la agenții economici. Acolo ies într-adevăr specialiști strună în domeniu. Dar eu am o propunere, o strusă Cămilă. Decât să separați, ăsta e învățământ profesional și nu vrea nimeni să ducă la el, cu toate că învață meserie, și ăsta e liceu în care nu se prea face practică, se duc nepregătiți în producție, de ce să nu facem niște învățământ liceal cu mai multe ore de practică? Sigur. Și mai puțină teorie, da, domnul director, nu? Vi se pare că e cam multă. Sunt de acord. Acum eu vreau să vă spun că în... Chiar dacă aveți profesori mai mulți de teorie, nu contează, nu. Sunt mai mulți de practică și de partea tehnică, sunt mai mulți decât de cultură generală. Să facem, într-adevăr, mai multă pregătire în domeniu. Teorie. Teorie, da, asta e, că se face multă teorie și în domeniul lor de pregătire, nu numai la matematică română și așa mai departe. Iertați-mă, m-am întrebat pe băiatul meu cel mic la un moment dat, voi ce faceți la practică? Teorie. Bun, mulțumesc aici să-mi dați voie să nu comentez că se mai întâmplă. N-a făcut la dumneavoastră liceu, ca... într-adevăr, dar... n-aș vrea să zic că nu, acolo e mitropolia și rest biserice. Se întâmplă și acolo, să știți. Așa și acolo. Că, sigur că da, așa că nu... Dar nu vreau să mai comentez că... De asta admir faptul că la dumneavoastră totuși aveți laboratoare dotate, da, sigur, și sigur. Chiar faceți practică pe bune. Sunt licee la care nu se mai face practică. Deci în specializările astea care vi le-am spus, noi într-adevăr se face practică. Și s-au făcut și concursuri și fel de știm, activități și toate activitățile care le facem noi. Proiecte. Toate astea sunt secundate de elevi care lucrează în laboratoarele de tehnologie alimentară. Asta e foarte bine. Da. Foarte curând începe evaluarea națională, apoi admiterea. Ce ați propune dumneavoastră pentru îmbunătățirea legislativă ca totul să meargă bine în domeniul ăsta? Și pentru mai bună selecție a copiilor. Ce să spun? Acum depinde de multe lucruri. Noi ne-am obișnuit în ultimii ani să ne vină copiii selectați direct de calculator, de această repartizare națională. Și, mă rog, e mai comodă până la urmă. Ea are însă și unele implicații care se văd după ce începe școala, în sensul că unii dintre copii nu știu să completeze, asta sunt cazurile care se discută și destul de multe, dar și faptul că acest calculator nu întreabă niciodată, mă, tu ești bun să devii bucătar, să o luăm ca la economic, sau ești bun să devii contabil, sau mai știu, agent de turist, de turism sau ceva așa. Deci nimeni nu-i testează aptitudinile. Exact. Și nu-i testează. Și vă spun că sunt copii care și de la noi pleacă, că n-au nicio legătură cu contabilitatea, nu pot să o înveț, zic de contabilitate mare, că e și mai dificil așa, dar sunt și copii de la alte școli și școli mari, care vin la economii tocmai pentru pregătirea lor într-un domeniu practic. Deci e o mișcare de copii cu medii asemănătoare, asta e legea, cu cele de admitere și se tot schimbă așa o perioadă de un semestru și poate și după, tot își caută locul unde ar putea el să se adapteze sau unde are abilități pentru desfășurarea activității. Asta nu-i întreabă nimeni și nici nu văd eu acum, întrebându-mă dumneavoastră și eu venind de la muncă, să vă spun imediat ce aș putea sau ce s-ar putea face, nu vă pot spune acum, pentru că trebuie gândit mult mai profund. La un moment dat, și scria și în legea învățământului, se propunea
susținerea examenului de admitere în liceu, deci admitere directă, adică copilul să duce de la început spre școala care, deci el că ar putea să o frecventeze după absolvirea claselor 8-a, dar și aici sunt cam cu două tăișuri, cum zicem noi românii. Adică se pot îngrămădi foarte mult la un liceu, se pot completa locuri la alte licee ceva mai bunișoare, dar nu ca cel de vârf, să zicem, și atunci cei care s-au dus spre vârf și n-au luat cu medie foarte mare, poate nu mai găsesc locuri nici măcar la celelalte licee foarte destul foarte de apropiate de exact de primul. Și coboară, da. Deci iată și aici se pot întâmpla multe lucruri. În al doilea rând, s-ar putea și invers, copiii din comoditate unui examen dur la un liceu bun să se repeadă ca o turmă așa către alte licee. Și atunci se dezechilibrează o școală care până acum avea totuși elevi foarte buni. Acum, deci, din punctul de vedere al elevului, vorbesc eu acum, că am fost și eu elev și am dat la școală și au fost și copiii mei elevi și au dat la liceu. Eu cred, părerea mea, că dacă s-ar face o evaluare față în față cu elevul, deși ar presupune mult mai mult timp. Un interviu, așa. Un interviu, pe lângă notele pe care le are, să se facă un interviu, un chestionar poate chiar, ca să nu pierdem timpul cu un interviu, să li se dea un chestionar și în funcție de niște întrebări bine adresate, să se perceapă cam care ar fi orientarea elevului și în ce domeniu ar putea fi el foarte bun. Bun, și aici, abia atunci să fie sunt orientat, de pentru că de multe ori părinții vin și spun, vreau să fie medic și ies niște medici de mamă-mamă. Doamne ferește ce medicesc. De ce? Poate pentru că părintele este medic, poate că pentru că după aceea îi asigură un loc prin anumite metode. Sau poate că părintele este avocat, da? Și poate că părintele, fiind avocat sau judecător sau magistrat sau procuror, îi asigură după aceea fiului care e paralel cu avocatura prin născare, da? Îi asigură un loc, știți că avocații nu intră decât întâi să fie ucenici cum ar veni la un avocat mai mare și nu intră oricine și așa mai departe. Și o să iese un avocat de mamă-mamă. Dacă școala ar face o evaluare pe bune, înspre ce domeniu are înclinație respectivul elev? Da. Atunci ar fi altă treabă. Și de ce spun treaba asta, domnule director? Pentru că știți că în străinătate se trimit dosarele la diverse universități, universitatea te evaluează și zice, da, vreau să vii la mine. Și trimite acasă adresă. Te iau. Știți, n-ar fi bine și la noi așa. Și ce gândeam asta, la colegii mei. Zicea, de ce n-am susținut noi simulările astea online? Sau așa cum ziceți dumneavoastră. Dom'le, copilul îi dai tema, o pregătește, vezi și ce știe să găsească, să caute, că nici învățatul ăsta pe din afară nu e deloc un avantaj pentru nimeni, sigur că da. Și să încerce să lege el, logic, să-și pună acolo, că asta fac și străinii în școlile lor. Studiază, ia cărțile, scrie de acolo, dar face legăturile între lucruri. Păi nu? Și le trimite la universitate și aia își dau seama dacă omul ăsta și-a citit el acolo și a scris, le-a scris că i-a trecut prin mintea lui sau doar că le-a completat. Bine, se poate duce la un specialist De acord, dar cred că au interesul, deci sunt lucruri și de mentalitate, au interesul să fie pregătiți. Nu se duc într-o școală mare așa ca să doar de fason. Se lăuda așa, dar de fason, sigur. Mai avem un mesaj, domnule director. Am și o întrebare. Notele la evaluarea națională la clasa 6-a se trec? A doua, deci ei fac în a doua, a patra și a șasea, da. Deci nu știu, nu cred că se trec, nu. Toate merg pe o evaluare a potențialului lor la ora respectivă, ca să vadă parcursul. Nu știu exact. Domnul director este director la liceu. Da, deci nu, de asta nici nu m-am gândit la treaba asta, mă gândesc la copiii mei aceia, la elevii mei. Da, să vedem cum trec ei peste aceste etape. Da. Da. Deci, credeți că ar fi cel mai bine cum? Lăsăm la o parte legislația că permite sau nu permite. Știți ce, cum ar fi mai cel bine? Mai bine? Am vrut să vă ca spun. Un copil da. Să ajungă să termine o școală în domeniul în care se pricepe el, e făcut, are plămadă, da? Să se priceapă cel mai bine, ca să fie cel mai bine într-un anumit domeniu și ca să ajungă să producă ce știe el cel mai bine. Și acum îmi amintesc o vorbă a
domnului Stana, profesor de română, care a murit, din păcate, mi-a fost diriginte, să-i fie țărâna ușoară. Cunoaște-o foarte bine. Prima dată am dat la arhitectură. 17 locuri pe țară, domnul director, da. Eu îmi plăcea foarte mult desenul, aveam viziune, spațiu nebunii, 17 locuri pe țară, pe timpul lui Ceaușescu. Și n-am luat. M-am pregătit din astea materii care nu se fac decât în liceul de arhitectură. Da, știu. M-am pregătit cu profesor, în particular, domne, eu arhitectura vreau să fac. Și n-am luat. Și mă întâlnesc supărată, fiind cu domnul diriginte, și îmi zice, măi, stai mai liniștită, gândește-te bine. Gândește-te foarte bine, pentru că decât să fii un, nu știu ce exemplu mi-a dat dânsul, un inginer mediocru, mai bine să fii hinghier. Dar să fii cel mai, cel mai bun. Rău. Cel mai bun hinghier, ca să nu vorbesc urât, din toată România. Așa e. Dacă ești cel mai bun într-un domeniu, indiferent unde se află domeniul ăla, acolo dai rezultate. Și acolo ai șanse să ajungi. Eu nu zic că n-aș fi fost un arhitect bun. Da. Așa este. Știți dumneavoastră că, ca să vă răspund totuși. Da. Uite, eu cred că sunt un reporter bun. Ce ziceți? Sunteți, sigur că dacă nu mă lăsați pe mine să vă spun acum așa. Păi știți care zi? Da. Eu vreau să vă manipulez ca să obțin așa, da, și răspunsurile pe care... Știm foarte bine că în învățământul occidental, da, și e bine să fie așa atmosfera, că mă încurajez pe mine după o zi de muncă. În multe... Vreau să fim foarte sinceri, da, adică sigur. Nu protocolari... În multe școli din învățământul occidental, la care încercăm să ne raportăm, Și să ne asemănăm, merge mai bine învățământul. Deci, o activitate foarte importantă în toate aceste școli este orientarea școlară și profesională, pe care se pune exact mare accent. Deci asta este, adică chiar dacă părintele vrea neapărat copilului să ajungă ceva și până la urmă poate ajunge, că în țara noastră sunt destule posibilități să ajungă, dar când ajunge nu este un inginer decât mediocru și nu este un hingher bun. Exact. Și atunci își dă seama că a făcut degeaba cu copilul. L-a împins pe unde l-a împins și când a ajuns să termine și el să o facă ceva, nu poate să facă. Dar acolo e odată această organizare de orientare școlară și profesională și mai este și mentalitatea. Deci trebuie să bătem cât putem. Poate apa în pio sau nu știu cum să mă exprim acum, pe această mentalitate. Pentru că acolo sunt școli în care părintele constată că copilul n-a învățat, să duce și roagă școala, să-l mai lase un an acolo, să încerce să mai pregătească un an. E, ori la noi, dacă îl lași coligent până în toamnă, să face coada nu știu de nu știu câți care zic, hai domnule să-l treci și pe ăsta, că e cu tare, că e cu tare. Dirigintele, că e bun, profesorul care vrea să nu-l lase, are și el destule presiuni. Deci sunt două lucruri. Asta două. Și atunci ar face ca copilul să ducă, să vadă că și părinții nu sunt chiar din secolul 19. Văd și ei ce merge. Văd și copilul ăla că să pricepe să umble la chei, cu cheile, să strice lemnăria din casă sau mai știu eu ce. Deci înseamnă că ceva e în sânge ca să, pentru a ceva. Dar nu vrea neapărat să facă liceul X, Y și să fie el acolo. Asta e la noi. Și dacă se poate și o facultate două și poate tot degeaba. Și se poate, știți poate bine tot că degeaba. Se poate. Și tot degeaba, dar foarte multe degeaba se fac. Și am prefațat o altă întrebare în care vreau să vă întreb, aveam o întrebare, cum pregătesc liceele viitorii oamenii muncii? Cred că am răspuns în întrebările anterioare. E vorba de pregătirea practică. Domnul director, dar noi vorbim despre cum ar fi bine să dar fie. Dar stați puțin că mă întrebați și trebuie să vă întreb și eu, că poate mă fac reporter. Așa. Să schimbăm rolul, unde sunt invitatul deci dumneavoastră. Deci ca să-i pregătesc pentru ce anume? Care dintre meserie pentru la ora muncii. Care acum? În afară de... Uite că sunt și supărat. În afară de... câteva domenii foarte bine cotate pe piața muncii și la noi în România, cum sunt cele care se pregătesc în liceu economic. Da. Altele, cât de mult mai sunt solicitate? Deocamdată suntem obstrucționați de dezvoltarea asta economică. Vă spun, haide să fiți... sunt domenii, agricultura. Da. Ce bine ar fi să îndrepte către agricultura. Și? Păi nu se îndreaptă, că e mai ușor pe la oraș, pentru că umbli toată ziua pe Victoria, intri la un ceai, la o cafea sau mai știu la ce, mai lași școala deoparte, te duci acasă, am făcut tata asta 6 ore și el n-a trecut la niciuna, e mult mai ușor. Dar
intervin iar cei și doi factori. Și munca în fața calculatorului e mai ușoară decât aia din agricultură în și soare. Munca, da, asta e, nu știu, asta e o boală și cred că este o boală pentru unii de nevindecat cu statul la calculator toată ziua și toată noaptea și mie îmi place să mă uit la calculator. Îmi place acum că destăi noi așa și eu și către tinerii care poate scrie. Am descoperit Facebook-ul, de aia să faceți o poză să mă puneți și pe Facebook de la emisiunea. Rezolvăm imediat. Dar Facebook-ul în sensul intelectual sau bun, plăcut, să cauți niște glume frumoase sau niște citate sau niște expresii care să-l atragă și pe cel care te urmărește. Că așa poți să scrii tot felul de bazaconii. Că un copil, un elev de la mine, de la școală, și de stăinul și el știe că i-am spus așa, a scris niște porcării de mi-era mie rușine, un bătrân așa, de ce a scris el. Și l-am întrebat, bă, băiatule, dar tu când ai scris asta, nu te-ai gândit că te văd și eu? Că tu mi-ai cerut poate să fiu prieten cu tine, da? Păi da, sigur, dar mi-ai cerut prieten și pe urmă îmi scrii porcăriile astea, zic, te duci acasă și imediat scoți tâmpenia asta de acolo. Dar sunt și lucruri bune. Dar vorbeam de calculator. Te uiți să te recrezi în fiecare seară, o jumătate de oră, să te uiți pe informații, să citești dimineața presa, să te uiți un program care te ajută la fizică, la chimie, mai știu eu, la biologie. Să la... cauți o lege. Sigur că da, o lege, aș... dar nu toate zile stai, că sunt atâtea porcării, de ce să nu o spunem și știu cu toții cei care ne privesc că am dreptate. Chiar dacă nu mi-or dau ei acum că îi atac puțin, dar am dreptate că așa fac. Pierd timpul inutil în fața unor tâmpenii la calculator. Așa, ia să vedem, mai avem un mesaj. Bună ziua, doamnă, cu ce ajută școlarii? Cu ce ajută școlari dacă noi plătim 200 de lei pe lună și școala decontează 50 de lei? Vă rog să-mi dați și mie un răspuns. Vă mulțumesc. Probabil că se referă la transport, mă gândesc. Nu știu. Plătim 200 de lei pe lună și școala decontează 50. Cui decontează școala 50? Nu decontează la nimeni, nu plătește nimeni. Poate e vorba de profesori. Cât decontează școala? Pentru ce? Pentru profesori la transport. A, pentru profesori deocamdată nu s-au, decontează fiecare primărie stabilește. A, primăriile. Da, primăriile. Păi nu contează, dar se decontează, zic. Se decontează, dacă, și acum acel situație, la economii nu sunt profesori care fac naveta, dar în alte primării, în alte localități se decontează naveta. Am să vă rog să reformulați, că nu sunt foarte sigură ce nu știu la ce se referă, că decontează școala ce se deconteze 50 pentru de lei. Pentru elevi nu se decontează. Bine, dumneavoastră nu. Ba, la elevi le decontează și lor naveta. Cred că de asta e. Da, vreau să spun că probabil că el plătește așa mai mult la mijlocul transport, de transport, iar școala deocamdată să știți că nu se pot deconta toți banii deocamdată și sunt niște limite, anumite sume între anumite limite, asta e. Da. Probabil că la asta s-a referit, eu așa cred. Da, și pentru că ajunserăm, cum zice Olteanu, la costuri și la bani și la bugete, aveam o întrebare. E o problemă cu banii, costul per elev la foarte multe școli. Cum este la dumneavoastră? Da, deci bugetul care l-am proiectat și pentru acest an, privind standardele, costurile standard per elev la diverse categorii, că sunt diverse sume pentru fiecare nivel de școlarizare, nu creează niciun fel de problemă la Colegiul Economic. Știu că sunt școli și sunt școli pentru că au probleme poate și mai complicate. Au internat, cantină, unde să cheltuiesc chiar o serie de bani și poate că acolo să zic că e mai greu să asiguri salarizarea personalului până la sfârșitul anului. În ceea ce privește repede școala, și sunt destule școli, școala la care lucrez, bugetul nu ar crea niciun fel de problemă până la sfârșitul anului acesta, calendaristic. Deci toată lumea, așa l-am proiectat, în limita costurilor respective, costurile pe urmă pentru energie, căldură și aia mai departe, și nu sunt probleme. Dar știu că mai sunt altfel de probleme, nu știu cum se rezolvă la nivelul Târgu Jiului, pentru că e și aici o problemă. Târgu Jiu este un oraș micuț și totuși are multe școli și școli care au mulți elevi și școli cu pretenții și școli care, în care directorii, toți directorii, doresc să facă cât mai multe lucruri. Deci, zic eu că susținerea unui astfel de oraș este o problemă complicată și destul de dificilă și pentru primăria noastră, cu toate că se fac eforturi și asta nu o spun de niciun fel, de, să zicem, atras în vreo cursă de dumneavoastră sau de altcineva. Eu cunosc foarte bine eforturile care se fac, cunosc foarte bine ce probleme sunt la școală și care se rezolvă. Dacă toți însă am solicita o dezvoltare la vârf
a bazei materiale a școlii va fi foarte greu. V-am spus de ce. Sunt multe școli în Târgu Jiu, toți copiii din județ, sau foarte mulți, vin tot în Târgu Jiu și atunci asta e problema. Dar să răspundem că primăria Târgu Jiu e cea care trebuie să asigure, trebuie să le asigure școlii. Până la urmă trebuie să asigure școlii, conform planului nostru de școlarizare. Da. Dar revenind la întrebare, eu asigur și colegii și șefii mei că la Colegiul Virgil Magiaru banii ajung până la sfârșitul anului școlar în mod cert. O veste bună. Da. Mai avem un mesaj asemănător. Bună seara, sunt și eu tată de copii și plătesc abonamentul copiilor în valoare de 220 de lei fiecare și la care se decontează doar 50 de lei. Da, ce probabil că a fost întrebarea dinainte, reformulată. Adică, da, așa adică este. E 50 de lei decontarea și 220 deci, de lei. Eu v-am spus, nu am și acum în față modul cum se calculează sau cum se decontează, dar sunt clare limitele de la cât la cât, cât se decontează și asta e. Acum nu știu dacă el vine cu 200 de lei în fiecare zi sau lunar. 220 lunar. Banii s-au decontat de fiecare dată, mult mai greu, e adevărat, pentru că sunt încă și restanțe. Și puțin, asta este. Dar n-aș putea să vă spun exact de ce nu-i decontează întreaga sumă sau dacă îi decontează întreaga sumă. Numai asta uitându-mă pe normative. Acum, spuneați că dumneavoastră nu aveți cazuri de, de profesor. Cadre didactice da, care, profesor, nu sunt la care se decontează transportul. Da. Dar vă întreb dacă știți, la ei se decontează integral? Păi n-am de unde să știu dacă n-am cazuri aici și nu știu. Și v-am spus și asta depinde de fondurile fiecărei primării. În legea învățământului așa scrie, că li se decontează naveta. E clar. Păi și de ce nu se decontează și la elevi? Oare? Se decontează. Integral. Deci, și eu cred că integral, dar depinde, da, acum nu știu dacă sunt posibilități chiar de mari ale țării. Dar nu vă pot spune de, exact. Deci și cel care ne-a întrebat, dacă vrea, putem să discutăm la școală, într-o pauză, vine, ne uităm pe normative și vedem care e suma care o cheltuiește dumnealui și care e suma care se poate de conta. Acum, pentru telespectatorul care a adresat acest mesaj, vreau să precizez că domnul director, neavând cazuri în liceu, nu ne poate da un răspuns concret. Da, de elevi, tot așa, să am în față exact distanțele. Dar o să ne pregătim cu un răspuns la această întrebare din SMS. O să fie domnul inspector general invitatul colegului meu, Cornel Șomăcu. Da, și cred că miercuri va veni, dacă nu se modifică ceva în programul dumneavoastră. Dar miercuri e tot simulare, dar poate că dânsul poate să vină, așa cum am fugit și eu așa de acolo, vine și dânsul pentru noi toți. Că și noi îl așteptăm să vină, știi, să vedem. Da. Și atunci o să adresez colegului meu această întrebare care rămâne deocamdată fără răspuns, să vedem exact ce spune legea. Fără un răspuns exact, poate... așa, că vă aproximativ vi l-am spus. Sunt normative pe anumite distanțe cât se decontează. Pentru că, vedeți, nu pot să știu eu cu ce vine. E adevărat că elevi sunt mai mulți decât profesori, dar totuși la profesor să-i decontezi integral și la elev 50 păi din nu, 200. Păi nu, stați așa puțin să ne înțelegem. La profesori decontează primăria din fondul care. Credeți-mă că la elevi, ei nu contează cine decontează. Păi nu contează, dar de așa la elevi decontează Ministerul Învățământului. Și Ministerul e mai sărac. E mai sărac. Da. Ne pare rău. Da. Ne pare rău. Da. Poate se îmbogățește între timp. Domnul director, din păcate, emisiunea s-a încheiat, așa că eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă mai așteptăm și la alte ediții. Și eu vă mulțumesc și cu mare plăcere, mă simt foarte bine la dumneavoastră, ne cunoaștem de mult, am fost prima dată, am debutat în televiziune și radio la dumneavoastră, emisiune, așa că sigur că da, așa de emisiune, că și la colegul Cornel. Da. Așa că vă așteptăm cu mare drag. Dragi telespectatori, urmează rubrica La fața locului, să vedeți ce am făcut noi și pe unde am umblat de 1 martie. La revedere!